sunt rupți de realitate. Îi consideră și acum anul trecut că a fost o încercare de lovitură de stat, ceea ce e penibil. În condițiile în care aici au fost copii, pensionari care au fost gazați și care au căzut, femei cu copii. Am fost martor la așa ceva. E anormal să spui lovitură de stat.